faptul că nu sunt rob. Sunt un profesor, aș putea spune, de țară. Am însă plăcerea să prezint astăzi o carte a cunoscutului muzicolog Constantin Tufan Stan, autor a peste 20 de cărți, dacă le-am numărat bine, și toate referindu-se, dacă nu în întregime, dar măcar parțial, la lucru. În felul acesta, profesorul Stan este unul dintre cei mai însemnați muzicologi bănățeni, dar nu mai bănățeni, naționali, aș putea spune, din zona aceasta a noastră. Nu avem prea mulți muzicologi la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor, spre deosebire de Uniunea Scriitorilor, care este foarte bogată în membri. Vrând nevrând, voi vorbi, nu, n-am cum să vorbesc despre cele 500 de pagini formate de 5, câte cuprinde această carte, ci trebuie să mă limitez la tema noastră de astăzi și care apare ca subtitlu al acestei cărți, pentru că profesorul Stan a gândit-o în perspectiva centenară. Aș putea spune că este cartea apărută anul acesta, mai în primăvară, și poate că e primul care deschide acest centenar din anul acesta. Subtitlul, deci eu am venit titlul, și subtitlul Doimitorul Marii Unii. Am fost și eu surprins când am citit acest subtitlu și am deschis cartea, am parcurs-o în întregime și ne-am dat seama că se justifică. De pildă, profesorul Stan a avut ideea de a face o antologie din scrierile proprii ale lui Ioan Vidu. Ioan Vidu n-a fost numai compozitor și dirijorul celebrului cor care îi poartă numele și care, în paranteză, fie spus, este la ora actuală și o mărturisește chiar autorul cărții în final, în stand-by. Practic nu mai există. E o mare rușine pentru lucrătenii noștri. Cum de s-a putut ajunge ca Lucoșul, care a fost capitala culturii, propriu-zisă, a culturii bănățeni, nu Timișoara, a României din Banat, Lucoșul acesta să decadă ca un prăvuit târg de provincie. Închid paranteza. Între aceste scrieri ale lui Ioan Vidu, am găsit două care pur și simplu m-au siderat în momentul în care am început să le citesc. Una dintre scrieri. Cântarea națiunii noastre. Cântarea națiunii noastre este în înțelesul cântării României. Cântarea României, al lui Dumnezeu. De
Deci, un poem, o poemă. Și scrisă în stilul lui Alexandru. L-am redescoperit acum, după aproape o viață întreagă, pe Alexandru. Am și uitat în timpul acesta. Alecuruso, din care știam versete întregi pe de rost, am constatat că nu mai știu niciunul. Și ne-am propus să citesc în fiecare zi măcar verset din Alecuruso, fiindcă și cartea de Alecuruso este extrem de actuală, cum a spus și doamna Părteam, nu despre Alecuruso, dar despre alte lucruri, că sunt de o actualitate extraordinară. Deci mă voi referi la acest, mai ales la acest text. Al doilea se numește pur și simplu cântare, cu același înțeles și în același stil, stilul biblic. Aș putea să spun stilul înalt, în care nu lipsesc grandilocvența profetică, lamentațiile veterotestamentale, retorica apocaliptică, toate acestea având și un scop bine determinat. Ne plângem că nu avem generația de astăzi proiect de țară, proiect de neam. Înaintașii noștri la deal. Atât bănățenii și ardemenii, cât și cei din principatele Dunărene și ulterior din regatul României. Aveau acest proiect. Și proiectul era unire tuturor într-un stat. Aduceți-vă aminte cum începe cântarea României a Alecuruso. Cu un motto dintr-o cronică moldovenească. Fără să precizeze această cronică. Dacă dușmanul vostru va cere legăminte rușinoase de la voi, atunci mai bine muriți prin sabia lui, decât să fiți privitori în pilării și ticăloșiei țării voastre. Domnul părinților voștri însă se va îndura de lacrimile slugilor sale și va ridica dintre voi pe cineva care va așeza iarăși pe urmașii voștri în volnicia și puterea de mai înainte. Vă citesc din Ioan Vito acum, primul text este alcătuit din două părți. Prima parte, un elogiu al tatălui, care este și patria românilor. Născută sub cerul senin al Italiei, în șoaptele vântului de sud și pe țărmurile timpului, crescuți sub baza părinților tăi, care apoi, măritându-te după făt frumos, te așeză pe pământul acesta. Leagănul tău, leagăn sfânt, căci alintă în sine pieptul din care pentru noi a izvorât miere și lapte, pieptul care ne-a dat viața și ne-a trimis în lume.
Leagăn de flori din care lumea s-a umplut cu parfum, cu culturi și civilizație. Frumusețea ta a încântat cerul și pământul. Citesc o sărinte. Fetele tale născură nepoțele cu nume ereditat de la tine, Romo. Falesează Romo. Ereditat, adică moștenire. Partea a doua. O, Romo, Romo, a ta nepoată este și națiunea română de astăzi. Dar precum erai tu, odinioară, regina lumii, tot așa e și nepoata ta, astăzi, roaba. De unde vom începe a plânge plângerile națiunii mele, ale națiunii române? Voi, lacrimi de foc, ieșiți sub palpitarea nebună a inimii și ardeți acești ochi ce am erezit de la frumoasa frumoaselor de odinioară. Acolo, sub cerul senin al Italiei, în șoaptele vânturi de sud, pe vatra părinților noștri, să plângem după trecutul glorios și să suspinăm sub povara prezentului. Asta spunea Ioan Vidu. Deci, cu acest text și cu celălalt, în care o să mai citesc, în care o să mă întorc la Alecuduso, măcar pentru a mai citi unul sau două versete. Deci, prin aceste texte, dar și prin cântecele pe care el le-a compus sau numai le-a dirijat pe ale celorlalți compozitori care s-au implicat și ei, ca toate elitele intelectuale, toate au avut acest proiect clar al unirii tuturor românilor în funcție stare. Numai că atât că Ioan Vidu, cât și Alecu Ruso așteptau Salvatorul așa ca o minune. Nu mizau pe propriile noastre putere. Alecu Ruso. Domnul Dumnezeul părinților noștri, îndurat-o sa de lacrimile tale, norod nemângâiat, îndurat-o sa de durerea plămâilor tale, țara mea, nu este îndestul de smerită, îndestul de sfâșiată. Văduvă de feciorii cei vitești, plângi fără încetare pe mormintele lor, precum plâng și jelesc femeile despletite pe sicriul mut al soției. E primul. Mă rog să se citeze. Da, am și terminat. Este primul verset din Alecu Ruso. Și în acest stil, în aceste cadențe și scandări necesare, este întreaga carte a Alecu Ruso și a putea spune și a profesorului Stan, care este și un excelent povestitor și are un limbaj